Regimul comunist avea frică de cuvinte. Toți acești monștri totalitari care au armate, au servicii secrete, au pușcării, au puști, care sunt super, super dotați cu instrumente represive, le este frică de cel mai diafan și cel mai inofensiv lucru care este cuvântul. Fie că e vorba de cuvântul scris, fie de cuvântul rostit, glumele de pildă, glumele deranjau. Până și puternicul Stalin, nu? Omul de oțel, ca asta înseamnă rusă Stalin, nu? Până și omul de oțel al Rusiei bolșevice era atent la ce glume bancuri se mai spun pe seama lui și nu puțin aveau să înfunde pușcăriile chiar să moară în ele, pentru că și-au permis fie să spună bancuri pur și simplu sau să le asculte. Erau vinovați și cei care le ascultau. Deci complicitatea era totală. Deci toate regimurile totalitare, că e vorba de nazism, de comunism, de, știu eu, de regimurile totalitare de tip religios, precum în Iran sau în alte locuri ale lumii, orice regim totalitar, de orice natură ar fi, este frică de aceste manifestări aparent inofensive, dar pe care el le știe. Orice regim știe că suma cuvintelor, suma tendințelor vor conduce într-o bună zi la propria sa prăbușire. Deci frica unui elefant de o muscă are o întemeiere. Din perspectiva presii bisericești concrete, sigur, ea a fost, cum am spus, spațiul de publicare a unor oameni care în presa non-bisericească, în presa laică, nu aveau acces sau erau interziși de-a dreptul. Și mai este un lucru, repet și acest lucru, faptul că noi am avut o presă bisericească cu un limbaj diferit de cel al propagandei oficiale a reprezentat, repet, o formă de rezistență și de continuitate. Noi am putut reface firul discursului public al bisericii tocmai pentru că și inclusiv în perioada comunistă am avut aceste mijloace la îndemână.